interesante pe care le-am desfășurat, pe care acum la final cred eu că putem spune că l-am dus cu bine până la sfârșit. Acum, sigur, fiind bănățean, nu prea puteam să spun altceva. E firesc că e absolut firesc faptul că suntem foarte buni și lucrurile pe care le începem, le ducem până la sfârșit. A fost o grupă doar, deci. Dar proiectul este de departe unul dintre cele mai interesante, pentru că a generat niște provocări. Unul, era un domeniu de activitate în care noi, administrația județeană, nu avem prea mari atribuții. Sigur, avem contacte cu registrele agricole, cu proprietățile asupra terenului, dar suntem simpli beneficiari al lor. Nu avem nicio atribuție în gestionarea lor. Dar cum se întâmplă în ultima vreme în România, autoritățile de management preferă să nu lucreze cu foarte mulți parteneri din cadrul unui proiect, ci să pună autoritatea județeană ca un fel de garant al ducerii până la capăt a proiectului, pentru că responsabilitățile Consiliului Județean în momentul acesta sunt responsabilitățile unui lider de proiect, cu tot ceea ce presupune povestea asta, chiar dacă serviciile pe care le oferim cetățenilor prin acest sistem nu sunt produse propriu-zis de noi, ci de primărie. Reșița, un municipiu Caransebeș, Moldova, comune, Slatina, Timiș, Zaterecova și Rasa. Dacă încercăm asigurat zonal unui grup de primării dintr-o anumită zonă, inițial, Consiliul Județean a intenționat să facă două astfel de proiecte. Se anunaseră vreo 28 la 15 stabilit și am zis că va fi extrem de interesant. Și când au trebuit primăriile să alți utilizatori în plus, fără lucruri foarte complicate, partea registrului agricol într-o metodă modernă și eficientă. Singura diferență între un nou înscris și un partener singur. În condițiile astea, provine din tot felul de contribuția Consiliului Județean și a celor 15 parteneri aproape de 134.692,10, cea mai mare parte a ei. Nu, pentru că experiența spune că atunci când încep să spui domnule, trebuie și tu să dai niște bani, indiferent cât de puțin, pe care să zicem, le-am sofisticare destul de mare. 5, cred. Și care lucrează în permanență cu aceste... Și am livrat sistemul informatic, conform specificațiilor din proiect, legiuitorul să vină și să verifice fundamental noțiunea de registru agricol. Proiectul este foarte important pentru că, în primul rând, ușurează munca tuturor. Chiar dacă acum, la ora asta, merge un pic mai greu, e datorită reticienței angajaților din administrație care
privesc așa un pic că s-ar întâmpla ceva sfârșitul lumii. Nu. Chiar dacă se fac mici greșeli, ele se îndreaptă pentru că nu sunt catastrofale. Noi am finalizat proiectul. Dorința noastră este să nu finalizăm activitatea acestui proiect, în speranța că, așa cum știți, astea sunt proiecte care s-au implementat în jur de 22 la nivel de țară. Dacă noi le au continuitate, sperăm să apară o nouă sesiune de depunere a proiectelor și atunci sperăm că reușim să facem pe două, adică 30 de administrații și restul să, cu efortul propriu, să băgăm toate OAT-urile din județ ca să aibă eficiență, să lucrăm egal cu toate primăriile și ei să se bucure în primul rând. Vreau să vă spun o chestie. Toate datele astea de care noi discutăm, doar Consiliul Județean le poate vedea și fiecare OAT-ul și le vede pe lui și poate opera în ele. Nu poate să intervine unul la altul și nici Consiliul Județean nu poate să facă niciun fel de mișcare. Vorbesc în portarea de date la nivel de registru agricol, apoi pot să ajungă mult mai ușor la informațiile de a primi imprimate pe tip certificat de urbanist. Și chestia aia simplă cu numele de înregistrare e o chestie foarte ușoară, adică ușurează munca, pentru că de multe ori ajungem la minister și ne trebuie un număr de înregistrare și eu ajung vineri seara. Pe telefon, cu aplicația asta, pot să iau un număr de înregistrare, știu când l-am luat și pot să nu depindă nimeni de mine, tot așa și fiecare primărie. Nu noi dăm la ei, nici ei la noi. Fiecare, suntem cu bucătăria proprie. Dacă toate astea merg bine, vă spun cinstit că e un câștig. Lăsând la o parte munca, lăsând la o parte cât e de greu să lucri cu 15 OAT-uri, când fiecare are prioritate pentru ei. Mulțumesc! Păi, probabil pentru informatizarea instituțiilor, o mai bună colaborare între instituțională și trebuie să facem și noi un pas înainte. Mult mai bine se lucră cu date informatice decât cu hârtie. Trebuie să facem pasul de la analogic la digital. Păi, dacă există o colaborare între probabil partea agricolă și între posesie și proprietate, mult mai simplu se vor realiza lucrurile în continuare. Mircea Damian, informatician OCPI Caraș. Obiectivele acestui proiect a fost creșterea eficientizării serviciilor publice electronice de tip e-administrație. Am încercat să eliminăm, în primul rând, partea scrisă, să evoluăm, cum am spus și mai devreme, prin folosirea mijloacelor IT moderne. Noi sperăm să fie un real succes și dacă așa va fi, timpul poate spune lucrul acesta. Ne gândim și la un proiect viitor cu alte 15 primării partenere. Încă nu am văzut nou exercițiu financiar, noul ghid din 2013-2020. De ce s-a realizat acea platformă? Păi, în primul rând s-au livrat niște aplicații. Au fost niște aplicații, în primul rând, partea de registru agricol, iar în această parte de registru agricol a fost și managementul documentelor, partea de juridic, partea de urbanism, partea de impozite și taxe, o aplicație de GIS, managementul documentelor. Cam astea au fost aplicațiile mari care s-au instalat inclusiv la noi, la sediul Consiliului Județean, plus la OAT-urile partenere. Și prin aceste platforme, prin aceste aplicații, se dorește interconectarea cu celelalte instituții, se preiau date, se importă date în sistem și atunci să fie așa un flux al informațiilor. Mulțumim!